Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea de ale Buzoianului. Alături de mine în această ediție este un prieten vechi al Campus TV și al buzoienilor, un om care a salvat de-a lungul carierei viețile multor buzoieni, iar acum are o altă acțiune nobilă, o altă misiune cu care ne va impresiona cu siguranță. Alături de mine este domnul comisar Remus Necula. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noastre. Domnule comisar, ne-am întâlnit de nenumărate ori în emisiunile noastre, în acest studio, și am povestit pe linie rutieră, pentru că acolo aveați misiunea cea mai importantă, despre cum am putea evita accidentele de circulație. Țin minte că ați făcut, cred că sunteți singurul polițist din Buzău care a avut atât de multe acțiuni în care a inclus copiii. Și a fost extraordinar pentru că educația celor mici cred că este baza a ceea ce urmează, nu? Spuneați că de multe ori copiii i-au învățat pe părinți regulile de Da, circulație. foarte bine ați punctat dumneavoastră și mă bucur că ați început astfel emisiunea, pentru că vorbim despre animale și cea mai mare responsabilitate pentru a crește un animal o au deținătorii acestora, pentru că ei trebuie să fie un exemplu pentru toată lumea. Aceste animale sunt suflete, de fapt, și așa, pentru că ele nu pot să-și exprime, să vorbească, atunci, prin felul nostru de a ne purta cu ele, putem să transmitem foarte foarte mult. Cum a spus și dumneavoastră mai devreme, copiii erau cei care trebuiau învățați în ABC-ul rutier, regulilor de circulație. Aici acești deținători, pentru că sunt foarte mulți cei care au animale și nu vorbim doar de cei care dețin pisici, de cei care dețin câini, pentru că acestea sunt de companie și îi vedem în permanență. Vorbim de orice fel de animal, pentru că și caii, de exemplu, ați văzut și dumneavoastră că în țară și anii anteriori au Am avut fost și în Buzău, da. exact, am avut foarte multe spețe, cum le numim noi, de acest gen, în care asupra acestor animale au fost folosită forța, cruzimea. Ați văzut că acum se vorbește despre cruzime, despre maltratare și asta vă spuneam că nu trebuie să gândim ca și cu un om față de un animal, doar atât animalul nu se poate exprima și neavând puterea aceasta de a exprima, noi trebuie să venim în sprijinul celor care protejează animalele. Și de acești deținători de animale, ați văzut și dumneavoastră, de foarte multe ori fac rău acestor animale, cu toate că sunt deținători de animale. Asta trebuie să facem noi, pentru că acest birou de protecție Urma să animalelor, spun vă că ați rog, făcut o trecere, sunteți da. acum șeful Poliției Animalelor, așa cum o știm de când s-a înființat prin ordinul fostului ministru de interne, Marcel Vela, iar la Buzău, iată că a prins contur această nouă structură, este de fapt biroul pentru Protecție. protecția animalelor Da. din cadrul IPJ Buzău, iar dumneavoastră conduceți acest birou. Atunci când ne veți povesti exact ce faceți acolo, vreau să-mi povestiți cum a fost trecerea și de ce ați luat decizia de a merge acolo. Da, așa cum am spus, într-adevăr, ați punctat foarte bine. Conducerea inspectoratului s-a gândit să mi-acorde mie această sarcină. A fost, ca să spun așa, spontană. Am fost anunțat ca să mă prezint la conducerea inspectoratului și mi s-a propus împuternicirea, că de fapt deocamdată sunt doar împuternicit la acest birou de protecție a animalelor. Pe moment a fost o chestie spontană, am acceptat acest lucru pentru că este o formațiune nou înființată, este o formațiune în cadrul Poliției Române. Nu au fost, avem servicii de judiciar, avem servicii economice, care au fost, ca să spun așa, de când lumea. Iar această formațiune este nou înființată și mai mult decât atât, este vorba despre această noutate, că de fapt din acest moment tot timpul va fi despre animale. De protecția animalelor este foarte important. Și mai mult decât atât,
Cred că în fiecare dintre noi există acea chestie de a îndrăgi animalele. Nu cred că există vreo persoană, vreun om care să nu îndrăgească animalele. Că la un moment dat acea persoană îi face rău animalului respectiv. Ați văzut și dumneavoastră copil fiind, și fac o paranteză aici, am asistat, vorbesc de acum 20-30 de ani, am asistat mergând prin Parcul Crâng și când un deținător de animal pentru chipurile între ghilimele, pentru a adresa animalul respectiv, câinele respectiv, pur și simplu îl bătea, îl atingea cu un obiect sau poate cu cureaua de la lesă. Care a fost reacția pe care ați avut-o atunci? La momentul copil respectiv, fiind, da, da, la momentul respectiv, vă dați seama că îi provoci o durere pentru că vezi fața animalului respectiv, animalul câine, cum acesta are diferite în funcție de tipul câinelui, de rasa câinelui, vezi reacția lui. Ați văzut și noastră, sculcă urechile pe spate, se lasă la pământ, depinde și de câte ori a fost făcută în această, a fost brutalizat acel câine sau acel animal. Și atunci îți dai seama, ca și la un copil, îți dai seama de reacțiile pe care le are în momentul de față, de momentul respectiv, ce a avut și ce este și în spatele lui. Că, de fapt, aici poate vezi o singură dată, un simplu gest, dar, de fapt, în spatele acestui gest se ascund mult mai multe alte. Ați văzut când ridici palma, mâna asupra unui copil, că așa, imediat copilul respectiv are o reacție. Asta înseamnă că părintele sau altcineva a mai făcut lucrul ăsta. Exact așa este și cu animalele. Dar când luăm un animal, când adoptăm un animal, când cumpărăm un animal, trebuie să fim foarte atenți dacă ne dorim acest lucru. Chiar cu câțiva ani în urmă, 2-3 ani în urmă, am avut posibilitatea, m-a rugat cineva dacă cunosc o anumită, știu de unde poate să cumpere un anumit cățel, ca să-i facă cadou unei domnișoare la împlinirea unei vârste de 18 ani. Și am întrebat acea persoană, e sigur că acel câine va fi primit, acel cățel va fi primit cu drag acolo, pentru că nu numai să faci cadou, de asta trebuie să fim și atent, faci cadou unei persoane, spui că da, mă duc și fac cadou, e un suflet, e frumos, dar el are posibilitatea să-l îngrijească, să-l iubească cu adevărat. Asta trebuie să facem noi și asta trebuie să inducem și copiilor, celor care sunt crescători de animale, să aibă grijă de aceste animale. Cred că și urmărindu-vă cu câtă dragoste față de animale vorbiți, e clar că iubiți animalele, e clar că vă doriți să nu existe niciun gest de violență asupra animalelor. Ca o paranteză, dacă îmi permiteți, în perioada înainte de Revoluție, părinții mei au deținut o mică, spun eu, fermă, în care am avut de la păsări de curte, la iepuri, la porci și alte animale, inclusiv câini, iar eu, în perioada respectivă, am crescut, am avut o cățea care a făcut pui și am avut neșansa, să spun așa, că mi s-a spart lacătul la padocul respectiv și mi-au furat acei, au dispărut acei câini, vorbesc de înainte de Revoluție, undeva în 88-89, până în Revoluție. După aceea am mai avut dorința să cresc un câine, chiar am luat un câine și un ciobănez mioritic și la 2 luni de zile după ce am făcut vaccinurile, acesta din cauza parvovirozei a decedat. Acum, la momentul respectiv, că ați spus dumneavoastră despre dragostea față de animale, în curtea socrilor crește un câine, un metiș, deci nu este de o rasă pură, tocmai și ne-a făcut să-l îndrăgim foarte mult, stă liber, este îngrijit foarte bine, mai, chiar este îngrijit, ca să spun așa, cu o dragoste mai mult decât ar trebui, pentru că este, mănâncă din două în două ore, ca să spun așa. Vreau să vă întreb ce înseamnă de fapt acest departament, acest compartiment din cadrul IPJ, pentru că pe lângă dragostea față de animale, oamenii care au tendința de a agresa animalele, probabil din frică pe moment, probabil din alte porniri pe care nu le putem înțelege, ce ar trebui să știe că face poliția? Adică bănuiesc că e o lege în baza căreia îi veți și sancționa, îi veți pedepsi pe cei care nu respectă anumite reguli, nu? Da, bineînțeles, există o lege.
această structură, această formațiune, acest birou, că de fapt acesta în cadrul Inspectoratul Județean de Poliție s-a constituit în urmă cu o săptămână, la nivel de țară, s-a demarat această activitate în toată țara, sunt în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție, s-au făcut demersuri pentru constituirea acestui birou, s-au ocupat, pentru că funcțiile din cadrul acestui birou au fost scoase la concurs din sursă externă și au participat din sursă externă cei care s-au înscris la, au susținut probe psihologice, probe medicale și fizice, și în afară de proba aceasta scrisă, și undeva la sfârșitul lui ianuarie s-a susținut acest concurs, că a fost un concurs, iar la noi, la Buzău, avem în structura acestui birou, avem 2 medici veterinari, da? Avem și încă 4 lucrători. Deci sunteți 6, cu dumneavoastră, 7, care coordonează, da, exact, activitatea 7, da? Da, în acest moment. În acest moment. Se vor face în continuare angajări? Deocamdată, până la acest moment, nu. Avem doar aceste locuri, au fost disponibile pentru concurs. Activitatea care va fi? Mergeți în teren să verificați? Activitatea, vom da cursul sesizărilor, pentru că vor exista sesizări, diferite sesizări, atât trimise de către cei iubitorii de animale sau de către alte persoane. Avem un lucru în acest moment, câteva sesizări, unele care nu sunt produse pe raza județului Buzău, una dintre ele de fapt. Le verificăm în funcție de verificările făcute și vom întreprinde și măsuri. Măsurile, cum a spus dumneavoastră, și legea de bază a acestui birou pentru protecția animalelor este această lege 215/2004 privind protecția animalelor, și vorbesc de toate animalele, atât cele domestice cât și cele sălbatice. Această lege a fost modificată în luna octombrie prin ordonanța 175 prin 2020, prin care, într-adevăr, Ministrul Afacerilor și Internelor a dispus constituirea, înființarea acestor, în afară, precum și de alte modificări ale legii. Vorbim cu un telespectator. Bună seara, sunteți în direct. Seara bună, doamna Marta. Bună seara, domnul comisar. Bună seara. Vreau să vă întreb dacă această nouă structură a poliției se va ocupa și de respectarea ceea ce înseamnă arie protejată ca și animale care sunt în parcul Crâng, în pădurea Crâng. Pentru că acolo, ca și arie protejată, cum a fost declarată în 1995 de Consiliul Județean, se impun anumite reguli. Trafic auto interzis, nivelul zgomotului să nu depășească anumite decibeli, accesul publicului nu este chiar așa pe oriunde. Și ceea ce văd că, mai ales acum în ultimul timp, nu se mai ține nici măcar cont de acea restricție de circulație cu plată, se circulă exact ca în codru. Și tare m-aș bucura dacă poliția animalelor s-ar implica mai mult decât a putut să facă primăria. Bun, vă mulțumim pentru intervenție. Seară frumoasă! Da, interesant aspectul acesta. Chiar acest lucru nu îl cunoșteam, că acolo este o arie protejată privire la animalele respective. Cu siguranță, dacă există o problemă în acest sens, administratorul este primăria municipiului Buzău, atunci o să văd în ce hotărâre de Consiliu Local s-a luat această măsură și dacă noi avem competențe în sensul ăsta acolo. Vorbim de animale sălbatice, din ce știu eu, în zonă, dar în afară de animale sălbatice, e vorba de accesul, cum spunea și telespectatorul, e vorba de accesul în zona respectivă și cred că îmi dau seama despre ce vorbește, despre anumite petreceri care se țin în zona respectivă. Probabil că la asta s-a referit. O să mă interesez cu siguranță și o să-i răspund telespectatorului, pentru că n-am luat în considerare niciodată până acum să mă gândesc dacă aspectele acestea privesc poliția animală, biroul pentru protecția animalelor. Chiar îi mulțumesc telespectatorului. Vă mai întreabă un telespectator dacă poliția se va ocupa și de câinii fără stăpân de pe străzi, în sensul în care de multe ori spune hingherii fac abuzuri. Da, avem, este legea 150, ordonanța 155 cu privind câinii fără stăpân. Este foarte clar acolo, într-adevăr, sunt condițiile care trebuie să le întrunească cei care
care adună, ca să spun așa, care capturează, mai bine spus, acești câini fără stăpân. După cum ați văzut și dumneavoastră, la nivelul municipiului Buzău, în multe locuri sunt asemenea câini fără stăpân și trebuie luate măsuri în acest sens, adică capturarea acestor câini fără stăpân în condiții ca acești câini să nu fie în condiții de siguranță, să nu li se pună viața în pericol în momentul în care sunt capturați, cu ce sunt capturați, când sunt anumite dispozitive prevăzute de lege în care aceste dispozitive pot fi capturați câinii. Vreau să vă spun că la nivelul municipiului Buzău există un adăpost public, funcționează, este aprobat de Direcția de Sanitate Veterinară, urmând ca în viitorul apropiat să ajungem și noi acolo, pentru că avem câteva, acum avem o săptămână de când activăm și... Aveți reclamații de... Doar la momentul acesta, punctuale nu, doar așa cum a lăsat și mesajul dumneavoastră, că există probleme în acest sens. Am discutat cu medicul care se ocupă, care are contract, deja am discutat cu acest medic și cu cei care fac lucrurile acestea, am pus câteva lucruri la punct telefonic, urmând ca să ne deplasăm în zona în următoarele săptămâni, să vedem dacă acest adăpost public funcționează legal sau nu. Da, este legal, bineînțeles. Spune telespectatorul, care cred că a intervenit mai devreme, că este vorba despre hotărârea de Consiliu Județean numărul 13 din 1995. Okay. Asta pentru a verifica. Ok, mulțumesc. Bun, vorbeați și despre câinii cu stăpân care pot fi agresați. Cum vă dați seama, dacă nu vedeți ce se întâmplă, cum vă dați seama că un câine care are stăpân este agresat? Foarte bună întrebarea dumneavoastră. Putem să constatăm direct. Avem posibilitatea să constatăm direct. Este foarte greu în condițiile în care nimeni nu face rău unui animal în momentul în care este... Exact. În vizorul poliției. Da. Suntem acolo. Da? Există constatarea aceasta direct. Prin martori, prin declarațiile martorilor respectivi, da? Și că constatăm, bineînțeles, cu ajutorul unui medic veterinar, constatăm că dacă acel animal a fost agresat, a fost lovit, pentru că putem să constatăm dacă este în viață sau dacă, Doamne ferește, a decedat acel animal, atunci se poate face necropsia, se face autopsia și atunci se poate stabili cauza decesului, da? Sau dacă există o filmare. Ne putem sesiza dacă există filmări când acest câine, acest animal de fapt, a fost agresat. Bineînțeles că atunci trecem în sfera penalului, pentru că acolo este infracțiunea de lovire sau schingiuire sau maltratare și atunci se întocmesc documentele pentru un dosar penal. De unde pleacă pedepsele și unde pot ajunge? Pedepsele sunt cu închisoare sau cu amendă, bineînțeles, ce stabilește judecătoria, pentru că acolo sau tribunalul, bineînțeles. Sunt de la un an la trei ani, de la cinci ani la trei ani, cu multe din aceste pedepse pot să, ca deținătorii acestuia, să nu mai aibă dreptul să mai dețină un animal. Sunt foarte multe din infracțiuni care sunt pedepsite, din toate infracțiunile sunt pedepsite cu închisoare, dar ați văzut și dumneavoastră ca și la regimul rutier, închisoare sau amendă. Închisoare sau amendă. Deci rămâne la hotărârea judecătorească să stabilească acest lucru. E foarte important de menționat, pentru că ar trebui să înțeleagă toată lumea, de unde pleacă această infracțiune. Adică dacă un proprietar, așa cum ați dat exemplu foarte bun mai devreme, pentru că știu că sunt câțiva care fac așa, pentru a adresa câinele, îi aplică tot felul de astfel de lovituri. Este infracțiune în momentul în care, v-am spus, există această constatare prin aceste câteva fapte. Noi suntem sesizați, atunci luăm măsuri în consecință, adunăm probe și prezentăm acesta parchetului, procurorului de caz și procurorul de caz stabilește ce documente, ce măsuri se vor lua în consecință. Dar la dresaj, dacă folosim un câine, dacă folosim un câine și pentru a dresa al câine, da, și îl folosim violența, brutalitatea, atunci este infracțiune.
Dacă vedem că o stăpână unui animal care vrea să-l dreseze folosește, îi provoacă rănirea sau schingirea acestuia, este infracțiune. Dacă vedem pe stradă pe cineva care, să spunem, că dă cu piciorul într-un câine fără stăpân, da, e infracțiune? Este vorba de lovire. Este vorba de lovire, după aceea se poate stabili dacă, prin martori, prin film. Sau un trecător, iubitor de animale, filmează momentul respectiv. Asta este să ne anunțe și este foarte bine ce a spus dumneavoastră, ca să revin. Putem să apelăm numărul de urgență 112 când un animal, și nu vorbesc doar de câine, este într-o stare de pericol. Atunci putem să anunțăm poliția și orice, cel mai apropiat polițist, patrulă de poliție, se deplasează la fața locului și poate să ia primele măsuri. Deci nu doar biroul pentru protecția animalelor. Orice polițist, în baza acestei ordonanțe de guvern 175/2020, poate să facă lucrul ăsta, să constate o infracțiune sau o contravenție de încălcare a acestei legi 205/2004. Pentru că cine interesează ca acel animal, acel suflet, să poată fi salvat. Da? Pentru că cât mai urgent, cel mai apropiat polițist să ajungă la fața locului în foarte repede. După aceea, în funcție de verificări, în funcție de rezultate, atunci se iau măsurile legale. Dar ne interesează să ajungem cât mai repede acolo. De aceea este orice stare de pericol în care este pus, da? Și stare de pericol, vorbim de maltratare, schingiuire, rănire, vedem cum a spus și dumneavoastră, că un dresor lovește cu brutalitate un câine pe care îl dresează, pot să sun la 112 și nu vei fi sancționat că ai apelat în mod nejustificat. Dar trebuie să fie bine fondate și cu argumente ca să nu cumva să ne deplasăm acolo, verificăm, oricum nu este o problemă asta. Și e foarte important să fie și câteva dovezi dacă e foarte, ca să putem să avem sau finalitatea acestui aspect, pentru că cine interesează, ne-am sezizat, am fost la fața locului, dar nu putem să-i probăm persoane respective că a făcut lucrul acesta. La otrăvire este același lucru. În momentul în care presupui că s-a otrăvit un animal, atunci trebuie ridicat cadavrul respectiv în anumite condiții, dus la Direcția de Sănătate Veterinară, de acolo trebuie dus la institut la București pentru a preleva probe, ca și este o problemă, și în funcție de ce a fost el otrăvit, atunci vedem, stabilim competențele și măsurile. Sunt pași care trebuie să urmați, este un picuț mai dificil decât la un accident rutier de circulație, care ai mers la fața locului și ai făcut cercetare la fața locului, ai văzut, știi cauza pentru care s-a produs accidentul rutier. Aici trebuie să stabilești cauza, să vezi dacă a fost lovit de o mașină, să vezi dacă a fost lovit cu brutalitate, probabil cu un obiect contundent, da? Sau a fost otrăvit. Ancheta e mult mai greu de făcut. Este mai îndelungată, dacă nu ai o imagine, nu ai un martor. Clar. Da. Știu că a trecut mult timp de când această lege a apărut. În 2004. În 2004. De-abia acum un an, cred că domnul Vela a dat ordin de înființare. În 2020, în octombrie. Da, a Poliției Animalelor. De ce a durat atât de mult? Și cred că inițiativa domnului Vela a venit tot într-un fel din pasiunea pe care o are, din iubirea față de animale, nu? Că altfel n-ar fi justificat un astfel de proces pe care l-a dus de unul singur până la urmă, pentru că a fost un curaj pe care trebuie să îl apreciem fostului ministru. Da, așa este. Într-adevăr, această lege este din 2004. Acum s-a găsit, în anul trecut, s-a dispus prin această ordonanță de guvern să se constituie această poliție pentru protecția animalelor. Într-adevăr, toată lumea salută acest lucru pe toate grupurile formate de iubitorii de animale. Foarte multe reacții, foarte multe așteptări sunt de la noi lucrătorii pentru protecția animalelor. Sunt foarte multe așteptări. Sunt convins că vor fi și părți bune și părți rele, dar noi acolo unde suntem solicitați vom merge și vom lua măsurile în consecință. Poate, pentru că și aici este o problemă, ajung
lucrurile să fie făcute corespunzător, ajung în instanță și acolo nu mai răspundem noi, ne-am făcut treaba doar în prima parte, acolo unde trebuie să administrăm probe atât cât putem. Ne oprim pentru publicitate, dar revenim și citim și mesajele imediat.